Domnule primar, pentru ce ați votat? Președintele României este cel care reprezintă țara noastră în relațiile externe. Am votat pentru un președinte care ne reprezintă cu demnitate. În sistemul nostru de guvernare complex, președintele este cel care dă direcția. Asta presupune să fiu un om cu experiență și am votat pentru un președinte care asigură direcția pro-europeană a României. Și în ultimul rând, președintele și guvernul, pentru că țara noastră să prospere cu viteza maximă, este recomandat să poată colabora. Și am votat pentru un președinte care împreună cu guvernul pot asigura o bună guvernare. Vă mulțumesc. V-ar conveni un tur 2 fără PSD? Nu fac astăzi alte comentarii, pentru că așa este normal. Vă mulțumesc foarte mult.